Și acum mai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 7 august, zi în care avem cuadratura dintre Soare și Uranus, care este mesajul de la cărțile de tarot. Avem aici pajul de monede. Este foarte important în această zi de sâmbătă să îți analizezi foarte atent plusurile și minusurile și să conștientizezi în mod rațional care sunt limitările tale la momentul actual. Pajul de monede mi-arată că aici mai ai mult de crescut, mai ai mult de învățat, trebuie să-ți rafinezi abilitățile, trebuie să dobândești cunoștințe noi ca să poți să obții stabilitatea materială pe care o visezi. Aici ești încă foarte verde, ești la stadiu crud, încă nu te-ai copt, mai ai de lucru până când o să ajungi acolo unde vrei să fii, dar ești pe traiectoria corectă. Și dacă te deschizi la această lume mare de posibilități, dacă îți accepți limitările și faci ceva conștient ca să le depășești, ca să te îmbunătățești zi de zi, poate să fie un lucru minor, să înveți un cuvânt nou dintr-o limbă străină în fiecare zi sau să lucrezi puțin câte puțin la a-ți îmbunătăți abilitățile de calculator sau indiferent ce abilitate vrei tu să-ți îmbunătățești aici, trebuie să depui efort constant, zi de zi și în timp rezultatele o să se vadă. Deschideți ochii, pentru că această cuadratură dintre Soare și Uranus o să te arate într-un mod ieșit din comun, într-un mod electric, așa sub formă de o revelație într-o fracțiune de secundă, exact ce trebuie să faci, exact ce trebuie să înveți, zonele pe care trebuie să depui mai mult efort ca să poți să avansezi în carieră, ca să poți să treci de la cu taxă la fără taxă, ca să poți să iei bursă, ca să poți să primești mărirea de salar sau promovarea pe care ți-o dorești. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit și pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!